Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit taroscopul săptămânii 21-27 decembrie 2020. O să avem o săptămână foarte încărcată, plină de evenimente astrale, plină de sărbătoare, pentru că este și săptămâna sărbătorii de Crăciun. Hai să vedem împreună care este potențialul, marele dar de Crăciun care o să-l primim cu toții în diferite aspecte ale vieții noastre în această săptămână. După cum vă tot spuneam deja de câteva săptămâni, o să avem o săptămână foarte încărcată, posibil să fie cea mai încărcată săptămână din acest an 2020, care și așa a fost plin de surprize. Hai să luăm doar ziua de luni, spre exemplu. O să fie ziua cea mai scurtă din an, solstițiul de iarnă. O zi în care două planete intră în Capricorn, în timp ce două planete ies din Capricorn. La ora 1 dimineața, ora României, Mercur, planeta comunicării, a călătorilor pe scurtă distanță, a modului în care gândim, în care ne exprimăm, părăsește zodia săgetătorului și intră în Capricorn, unde pentru următoarea lună se va chinui să urce muntele Capricornului. Urmat îndeaproape, la prânz, ora României, bineînțeles, de soare, care și el de asemenea părăsește zodia săgetătorului, o zodie din propria sa triplicitate, în care este fericit, în care se simte bine, pentru a-l urma pe Mercur în Capricorn. Timp de 5 ore o să avem o aglomerare de planete foarte mare în Capricorn, cum am mai avut doar în luna ianuarie. O energie similară cu energia lunii ianuarie 2020. Așa cum am început anul, așa îl și terminăm, cu Soarele, Mercur, Pluto, Jupiter și Saturn în Capricorn. Din fericire, energia nu o să dureze mult timp, pentru că la ora 17:30, ora României, Jupiter și cu Saturn, de mânuță amândoi la gradul 0 de vărsător, părăsesc Capricornul pentru a începe un nou ciclu de 20 de ani în semnul zodiacal al vărsătorului, în semnul zodiacal al umanității, al tehnologiei, al societății în general. Din fericire, pentru majoritatea dintre noi, toată această activitate astrală foarte intensă vine pe un moment calendaristic în care începem să ne gândim la vacanță, la sărbători, în care începem să reducem activitatea fizică în lumea externă pentru a ne concentra pe familie, prieteni, și majoritatea populației va avea posibilitatea să își aloce puțin timp pentru ei înșiși, astfel încât să treacă mai ușor peste aceste energii. Pentru cei care nu vă puteți permite luxul de a avea concediu în această perioadă, fiți fără grijă, joi, ajunul Crăciunului, vineri, sâmbătă, duminică, zile libere pentru majoritatea dintre noi, oricum veți avea o șansă să vă reculegeți, să asimilați toată această energie și să vă faceți un plan de viitor. În taroscopul acestei săptămâni o să ne uităm la fiecare zodie în parte, să vedem cum se aplică influența lui Mercur și a Soarelui care intră în semnul Capricornului, influență pe care o să o resimțim cu toții în următoarele 30 de zile, cât timp aceste două planete vor tranzita această porțiune a zodiacului, dar ne vom uita și puțin mai în viitor, la următorii 20 de ani, deoarece conjuncția Jupiter-Saturn, marea conjuncție la gradul 0 de vărsător, ne dă ocazia, oportunitatea unică pentru fiecare dintre noi să fim răsplătiți mai mult decât ne-am putea imagina pe un anumit domeniu de viață, cu o singură condiție. Dacă respectăm regulile și învățăm lecțiile planetei Saturn, Jupiter ne va răsplăti mai mult decât ne putem imagina. Înainte să începem cu taroscopul pentru fiecare zodie în parte,
Vreau să vă readuc aminte că aceasta este totuși o etalare generală, este important să asculți atât pentru zodia ta, cât și pentru ascendent, lună și dacă ai o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un semn zodiacal și pentru acel semn zodiacal. Dacă nu știi exact cum să-ți calculezi ascendentul, luna și să vezi dacă ai o aglomerare de planete într-un anumit semn, am pregătit un video pentru voi, îl găsești acum în colțul din dreapta sus, sau găsești linkul în descrierea acestui video. Acolo vă explic foarte simplu, pe scurt, cum puteți fiecare dintre voi să vă calculați astrograma natală, să vedeți exact în ce zodii aveți plasamente planetare. Nu uitați că aceasta este o etalare generală, luați din ea doar ceea ce se aplică pentru voi, nu vă lăsați puterea în mâinile astrologului sau a persoanei care vă interpretează tarotul. Puterea este în mâinile voastre, voi aveți liberul arbitru, voi hotărâți ce faceți cu potențialul energetic al săptămânii. Eu doar vă dau o hartă cu posibilele riscuri și oportunități, astfel încât voi să puteți să luați decizii informate. Bun, și acum hai să ne uităm la energia generală a acestei săptămâni. Aici avem Împăratul, cartea care în tarot reprezintă zodia berbecului. Vedeți aici în colțul din dreapta sus, acela este simbolul pentru berbec. Pentru toată lumea, fiți foarte atenți la berbeci din viața voastră săptămâna aceasta. S-ar putea să fie mai sensibil și să aibă nevoie de mai multă atenție, de mai mult ajutor din partea voastră. Ca remediu naturist avem aici ardeiul iute. Pentru cei care puteți să-l consumați, este indicat să îl adăugați în alimentație. Bineînțeles, dacă acest lucru nu contravine cu o problemă de sănătate. Dacă aveți un ulcer gastric și ardeiul iute vă exacerbează problemele, nu îl adăugați în alimentație doar pentru că v-am spus eu. Există și alte metode de a vă folosi de acest remediu naturist. Spre exemplu, pentru doamne și domnișoare, dacă vreți să arătați mai frumoase, mai tinere, mai cochete în acest sezon al sărbătorilor de iarnă, puteți să încercați o cremă de față cu ardei iute, un tratament de față cu ardei iute, dar mare atenție, orice cremă de față cu ardei iute sau tratament de față care conține extract din ardei iute sau de scorțișoară trebuie folosit într-o zi în care nu ieșiți din casă. Pentru că acest gen de tratamente faciale, de creme de față, o să vă activeze foarte mult pielea, vasele sanguine de la nivelul feței și o să vă înroșiți foarte tare. În ziua în care faceți acest tratament sau aplicați această cremă, nu puteți să ieșiți din casă, că o să fiți roșii ca și globurile astea, ca fața mea de masă. Dar a doua zi, după ce se calmează tenul, pentru că toate aceste vase de sânge au fost activate de această cremă cu ardei iute sau cu scorțișoară, efectiv pielea o să vă radieze, o să strălucească pielea voastră. O să arătați mai frumoase decât cu orice machiaj posibil. Dacă nu vreți sau nu puteți aplica nici această tehnică, un alt remediu ar fi culoarea roșu, fie să purtați anumite bijuterii, poate găsiți un colier cu o chestie care seamănă cu un ardei roșu, cu un pandativ care seamănă cu un ardei roșu, niște cercei, sau pur și simplu să purtați culoarea roșu, oricum este de sezon, folosiți-vă, va fi un remediu foarte bun pentru voi săptămâna aceasta. Această carte ne arată și că toate zodiile vor avea susținere din partea Universului, vor avea protecție, cu toții o să simțim asupra noastră așa ca un îngeraș protector care are grijă de noi să nu ni se întâmplă lucruri rele în această săptămână. Per total o energie foarte frumoasă. Și acum, pentru că începând cu săptămâna aceasta, Soarele va tranzita zodia Capricornului. De acum înainte o să începem etalările de tarot cu zodia Capricornului. Hai să vedem. Pentru cei care sunteți în zodia Capricorn, aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Capricorn. Pentru voi a ieșit Temperanța, Cumpătarea, cartea care în tarot reprezintă zodia Săgetătorului. Pentru Capricorn, mai întâi Soarele, pe urmă Mercur, o să vă părăsească casa 12 astrologică, o să părăsească zona voastră de subconștient, de final și limitări mentale, care la voi este guvernată de Săgetător, pentru a intra pe casa 1. Pentru voi o să înceapă o lună în care spotlight-ul este pe voi, reflectorul cade asupra voastră, toată lumina solară
vă înconjoară, vă dă energie, vă dă putere, vă motivează să lucrați asupra corpului fizic, asupra identității voastre, asupra felului în care înfruntați viața și vă dă foarte multă energie pentru noi începuturi de orice fel. Marea conjuncție Jupiter-Saturn pentru voi se întâmplă în casa a doua astrologică, care guvernează toate lucrurile care vă dau siguranță, confort, banii câștigați prin muncă proprie, toate lucrurile pe care le dețineți fizic, dar și relația voastră cu mâncarea, cu alimentația. Pentru Capricorn, Universul ne arată că beneficiați de susținere, de protecție, pe toate aceste elemente de viață despre care v-am povestit până acum. Cheia este să acționați din integritate, să faceți lucrurile după cum dictează litera legii și să aveți răbdare, să fiți cumpătați. Dacă căutați un cadou drăguț pentru o persoană din zodia Capricorn, avem aici violetele de Parma, cu siguranță o să le facă mare plăcere să vadă aceste flori în următoarea lună. Pentru Capricorn, acum este momentul să vă faceți un plan, să vă faceți planul pentru următorii 20 de ani, mai ales în privința finanțelor. Orice schimbare, orice proiect inițiat în această perioadă o să vă aducă foarte multă stabilitate, o să vă aducă foarte multă protecție, o să vă aducă foarte mult echilibru în viața voastră. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru Capricorn. Avem aici Pajul de Monede. Exact ce spuneam, un nou început financiar, un nou început care vă promite foarte, foarte multă stabilitate. Dacă în această perioadă vi se propune un proiect nou, o inițiativă nouă, dacă primiți oferte noi de locuri de muncă, chiar dacă aparent este pe o poziție mai joasă decât aveți în momentul actual, sfatul Universului este să luați acest nou început, pentru că o să vă aducă mai multă stabilitate financiară, mai multă împlinire în acest plan decât puteți să obțineți pe traiectoria pe care sunteți în prezent. Pajul de Monede este o energie tânără, entuziastă, cu multă putere de muncă, o energie care își dorește să învețe lucruri noi și care este dispusă să depună efortul pentru a deveni în timp cavaler de monede, regină de monede și, în ultimă instanță, rege de monede. Pentru acei capricorni care deja aveți o anumită vârstă și sunteți pe o poziție de conducere, nu vreți să o luați de la capăt, fiți foarte atenți în această lună la genul acesta de persoane în jurul vostru, persoane tinere, dornice de afirmare, persoane pe care le puteți lua sub aripa voastră, pe care le puteți crește, oameni pentru care puteți să jucați rolul de mentor. Pentru că în următorul an și în următorii 20 de ani o să aveți nevoie de acest cerc de încredere pe care îl construiți în jurul vostru. Mai ales dacă aceste persoane tinere sunt berbeci sau săgetători sau dacă au anumite plasamente planetare în una dintre aceste două zodii. Faptul că voi ajutați pe ei să crească în carieră vă va ajuta și pe voi la rândul vostru. Poate nu azi, poate nu mâine, dar cu siguranță în următorii 20 de ani o să beneficiați foarte mult de aceste relații pe care le construiți acum. Universul vă întinde o mână, vă dă o șansă, fiți foarte atenți la semnele care vă apar în această săptămână, pentru că aici Pajul de Monede ne arată că lucrurile o să se desfășoare lent, o să se desfășoare treptat, aici voi vă construiți o moștenire, vă construiți, cum spun englezii, un legacy, da? O reputație pe termen lung. Pentru Capricorn nu este în focus câștigul pe termen scurt, ci investiția pe termen lung. Acei capricorni care au anumite țeluri referitoare la corpul lor fizic, vor să obțină o stare de sănătate mai bună, să dea jos câteva kilograme sau să facă orice ajustare la aspectul lor fizic, acum este un moment bun pentru a iniția toate aceste activități. Chiar dacă pare contraintuitiv, pentru că vine perioada sărbătorilor și nu e momentul optim ca să începi o dietă, este momentul optim ca să demonstrezi mai multă cumpătare în relația ta cu alimentația, să demonstrezi autocontrol asupra corpului tău fizic. O săptămână foarte interesantă pentru Capricorn, o energie foarte frumoasă care vă așteaptă pentru următorii 20 de ani, beneficiați de ea, nu ratați aceste oportunități, profitați de această mână protectoare pe care vă întinde Universul
și pregătiți-vă pentru următoarele două decenii care vor fi foarte frumoase, pline de împlinire financiară pentru toți capricornii. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați un mare like la acest video. Apreciez foarte mult toată susținerea voastră. Și acum, hai să trecem mai departe. Pentru vărsător, cei care aveți ascendentul, luna natală, soarele în vărsător sau o aglomerare de planete în acest semn zodiacal, pentru voi a apărut aici pajul de cupe. Un nou început emoțional, un nou început în dragoste pentru vărsători. Foarte interesant pentru că pentru vărsători, soarele și Mercur intră în casa 12 astrologică, în timp ce conjuncția Jupiter-Saturn se întâmplă pe prima casă astrologică. Pentru vărsător, următoarea lună o să accentueze, din punct de vedere solar și mercurial, toate temele legate de subconștient, lumea cealaltă, final, limitări mentale, și pentru că soarele o să își arunce lumina sa în această zonă, vărsătorii pot în următoarea lună să conștientizeze unde sunt limitați de propria lor gândire. Care sunt problemele lor de karmă cu care au venit din vieți trecute sau pe care le-au acumulat în decursul acestei vieți. Vărsătorii pot să beneficieze de ghidare angelică, de ghidare spirituală, astfel încât să treacă peste aceste blocaje și să evolueze pe următoarea treaptă a existenței lor. Următorii 20 de ani se arată pentru vărsători ca era lor, bineînțeles, este începutul erei vărsătorilor, o perioadă în care vor putea să se reinventeze, să-și reinventeze atât corpul fizic cât și corpul mental. Vărsătorii vor face impresie, vor fi mult mai vizibili la scară internațională, o să apară mai mulți oameni de știință, inventatori, scriitori, muzicieni, moda o să o ia pe calea vărsătorului, pe estetica vărsătorului, estetică futuristă de viitor, și cu toții o să trebuiască să înfruntăm viața într-un mod mult mai tipic vărsătorului. Fără frică de viitor, fără frică de progres, cu capul înainte, cu foarte mult entuziasm și, foarte important, punând deasupra binele tuturor, binele social, deasupra binelui și a intereselor individuale. Toată această energie care o să rezoneze foarte bine cu vărsătorul o să-i facă pe aceștia mult mai în prim plan, mult mai dornici și doritori, și se pare că aici o să le aducă, începând cu această săptămână, foarte multe începuturi sentimentale, împlinire sentimentală, mai ales pentru acei vărsători care au fost singuri în ultima perioadă. Și cine poate să vă blameze cu atâtea planete pe casa 12 astrologică în subconștientul vostru? Ați ars foarte multă karmă în acest an și sunteți deja pregătiți să înfruntați noua decadă, să obțineți tot ce v-ați dorit în toate planurile. Hai să scoatem și o carte de clarificare. Pentru vărsător, clarificarea este împăratul. Lucrurile sunt clare. E posibil aici să existe o legătură între un vărsător și un berbec, mai ales dacă e vorba de o legătură sentimentală, este foarte bine aspectată. Mai ales dacă berbecul este o persoană erudită, inteligentă, cultă, s-ar putea să fie o persoană mai în vârstă. Vărsătorii sunt protejați, sunt copiii zodiacului în această săptămână și norocul începe într-un final să fie și de partea lor. O interpretare foarte frumoasă și pentru vărsători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să lăsați un like la acest video, apreciez foarte mult toată susținerea voastră și acum hai să trecem mai departe. Pentru nativii din Pești, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare în Pești, regele de cupe, o energie care îmbină inteligența emoțională cu inteligența rațională. Peștii trebuie să se maturizeze, să crească, să demonstreze că au învățat lecțiile acestui an, ca să beneficieze de toate darurile pe care marea conjuncție Jupiter-Saturn le-a pregătit pentru ei. Pentru Pești, Soarele și Mercur încep să tranziteze casa a 11-a, care guvernează pentru ei grupurile de prieteni, cluburile din care fac parte,
internetul, toate sistemele descentralizate, dar și dorința cea mai mare a sufletului lor. Iar marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă pentru pești pe domeniul casei a 12-a, care oricum este guvernată de zodia lor. Marea conjuncție o să le aducă binecuvântări și vindecare în zona de subconștient, o să reușească și ei să se elibereze de anumite limitări mentale în următorii 20 de ani, o să aibă foarte multe trăiri karmice, dar în același timp poate să beneficieze de sprijin, de ajutor din lumea angelică, din lumea spirituală. Peștii trebuie să devină niște ființe mult mai spirituale în următorii 20 de ani. Hai să vedem și o carte de clarificare pentru nativii din pești, Turnul. Acei pești care încă nu au făcut schimbările pe care Universul le cere de la voi. O să fiți loviți din plin cu o schimbare la care nu v-ați așteptat, pe care nu ați putut să o prevedeți. O să fie pentru unii tragic, pentru unii trist, dar în ultimă instanță este o schimbare absolut necesară, pentru că dacă continuați pe drumul pe care sunteți acum, o să ajungeți la autodistrugere. Pentru o parte dintre pești, Turnul o să vină în plan fizic, dacă n-ați făcut acele schimbări fizice pe care trebuia să le faceți, pentru alții e posibil să vină la locul de muncă, în familie, în sănătate, dar pentru majoritatea, acest Turn o să vină în plan mental. Ceva se întâmplă, un eveniment extern se întâmplă care face un declic în mintea voastră, și din acel moment înainte, efectiv, nu mai puteți să continuați să fiți persoana care ați fost înainte. Partea pozitivă este că o să deveniți o persoană mai bună, mai spirituală, mai înțeleaptă, mai cumpătată, care își înțelege emoțiile, își înțelege sentimentele și nu se lasă dominat de aceste lucruri. O să aveți o perioadă fantastică de creștere în următorii 20 de ani, dar acei pești care se încăpățânează să nu meargă cu curentul, care se încăpățânează ca un somon să înnoate contra curentului, o să se lovească din plin de acest Turn și nu o să fie absolut deloc plăcut pentru voi. E foarte important să vă ascultați intuiția, să faceți lucrurile ca la carte, să nu vă băgați în afaceri ilegale, în legături dubioase. E foarte important să notați cu curentul, nu împotriva acestuia. Pentru că un curent atât de puternic cum e conjuncția Jupiter-Saturn, chiar dacă nu o să-l simțiți din prima, începând cu 21 decembrie, în următorii 20 de ani, tot o să vă tragă la fund. Și e alegerea voastră, dacă vreți ca acest curent să vă ducă mai repede către viața voastră ideală, așa cum ar trebui ea să fie conform planului divin, sau dacă vreți să vă înnece, să vă scoată total din joc. Decizia este a voastră, aveți liberul arbitru, vă rog, dragii mei pești, faceți deciziile înțelepte pentru voi. O energie grea, dar care are și mult potențial pozitiv în spate. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare, iar dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Apreciez foarte, foarte mult susținerea voastră și acum hai să trecem mai departe. Pentru nativii din Berbec, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Berbec, pentru voi a ieșit Diavolul, cartea care în tarot reprezintă zodia Capricornului. Să nu vă fie frică de această carte, da? Diavolul nu este o carte rea, pur și simplu ne arată că o să aveți în următoarea săptămână de făcut niște alegeri. O să fie niște tentații în fața voastră, iar mesajul general este să vă ascultați intuiția și să faceți lucrul corect. Nu neapărat lucrul cel mai tentant, dar cu siguranță lucrul cel mai corect, legal, moral și etic. Pentru Berbeci, Soarele și cu Mercur o să înceapă să vă tranziteze casa a 10-a astrologică, casa care pentru voi guvernează cariera, imaginea publică, relația cu tata sau cu figurile masculine din viața voastră, tot ce ține de reputație, imagine publică, expertiză și faimă. Capricornul, cartea Capricornului pe acest sector de viață, ne arată că puteți să obțineți mari rezultate pozitive în această zonă. Bineînțeles, dacă în trecut ați depus efortul care trebuia depus aici.
Pentru voi, marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă pe casa a 11-a astrologică, care guvernează umanitatea, tehnologia, societatea, grupurile de prieteni, cluburile din care faceți parte, dar și internetul, toate sistemele descentralizate și, nu în ultimul rând, cele mai puternice vise și dorințe ale berbecilor. În această lună, berbecii poate să beneficieze de foarte mult ajutor în domeniul carierei, de la prieteni, de la cunoștințe. Cei care aveți o carieră în domeniul tehnologiei, al informației, al internetului, iarăși puteți să aveți foarte mari succese. Și, în general, pentru berbeci urmează o perioadă de 20 de ani în care toată energia lor o să fie canalizată către această direcție de umanitate, tehnologie, societate. O parte dintre berbeci o să acorde mult mai mare atenție grupului de prieteni din care fac parte, o parte dintre berbeci o să înceapă într-un final să își concentreze atenția asupra viselor și dorințelor proprii și o parte dintre berbeci o să înceapă să aibă o activitate mai intensă și mai importantă pe internet, indiferent de vârsta la care vă aflați. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru berbeci, împărăteasa. Și o parte dintre berbeci, în următoarea perioadă, o să treacă printr-o perioadă foarte fertilă, e posibil să aflați că o să aveți un copil. Dacă nu vă doriți acest lucru, mare atenție să folosiți metodele adecvate de protecție. În orice caz, toți berbecii o să aibă această fertilitate crescută. Acum, că e fizică și o să aveți copii, că e fertilitate intelectuală și o să aveți foarte multe proiecte, foarte multe idei, foarte multe inițiative, că e fertilitate creativă și o să fiți mai creativi, mai deschiși la minte, asta depinde de situația de viață a fiecăruia. Urmează o perioadă interesantă și pentru berbeci. Profitați de toată această energie, profitați de toată această susținere pe care o aveți din partea Universului, astfel încât să vă atingeți scopurile cele mai înalte pe care le aveți, să vă realizați visele cele mai dragi sufletului vostru. Universul este de partea voastră, nimic nu este imposibil pentru voi acum. Singura limitare este limitarea voastră mentală, cât de sus puteți să țintiți. Unde vă limitează? Imaginația voastră. Treceți peste această barieră și trăiți viața pe care vă doriți. O energie foarte frumoasă și pentru berbeci. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare, iar dacă vă place mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Apreciez foarte mult toată susținerea voastră și acum hai să trecem mai departe. Pentru zodia Taur, pentru nativii din Taur, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Taur, pentru voi a ieșit cartea Spânzuratul, care în tarot reprezintă planeta Neptun. Taurii o să aibă o intuiție mai crescută în această săptămână. Pentru voi, Soarele și Mercur încep să tranziteze casa a noua astrologică și o să arunce spotlight-ul, lumina, pe călătoriile de lungă distanță. S-ar putea să începeți să vă planificați niște călătorii, poate chiar concediile pentru anul următor, studii universitare, acei tauri care sunt la vârsta facultății sau care sunteți încă elevi, începeți să vă gândiți foarte serios la ce carieră, ce traiectorie de studii universitare să urmați. Este foarte important aici să vă ascultați intuiția. O parte dintre tauri este foarte posibil să se gândească foarte serios la o carieră în justiție, în armată, în poliție, în toate domeniile care se ocupă de legi, filozofie, religie, studii interculturale, relații internaționale. Toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bine aspectate pentru tauri. Pentru acei tauri care sunteți mai în vârstă, e posibil să urmeze pentru voi o perioadă în care o să vă regândiți relația voastră cu religia, relația voastră cu spiritualitatea, care sunt principiile etice și morale pe care vă ghidați viața. Pentru voi, marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă în casa a 10-a a carierei și o să vă aducă în următorii 20 de ani foarte, foarte mari recompense pe acest domeniu de carieră, imagine publică și reputație.
mai ales cei care, după cum am spus mai devreme, aveți o carieră în domenii legate de justiție, legi, religie, studii internaționale, studii interculturale, chiar și limbi străine. Singura condiție este să respectați aceste legi, să respectați această etică și această morală. Nu faceți lucruri imorale, nu faceți lucruri ilegale, pentru că Saturn o să vă taxeze. Dacă acționați la limita legalității, la limita moralității, nu o să beneficiați de tot acest potențial pozitiv al conjuncției Jupiter-Saturn. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru Tauri, 5-ul de cupe. Pentru acei Tauri care au suferit dezamăgiri în trecut, este foarte important să profitați de această perioadă de final de an ca să vă faceți un fel de lessons learned, o analiză a eșecurilor și a succeselor voastre din trecut. Doar pentru că anumite lucruri nu au ieșit așa cum v-ați așteptat, doar pentru că anumite planuri, proiecte, relații nu au ieșit așa cum era planificat, nu înseamnă că sunteți ghinioniști și că acest ghinion o să vă urmeze și în viitor. Nu! Voi în viitor aveți aici încă două cupe care stau în picioare. Este la latitudinea voastră. Dacă o să repetați aceleași comportamente din trecut și o să vărsați și aceste două cupe, o să vărsați și acest potențial sau dacă o să învățați din greșelile din trecut, astfel încât să nu le mai repetați. În orice domeniu de viață s-ar aplica acest lucru pentru voi. Niciodată nu este prea târziu ca să o luați de la capăt. Singurul lucru care este infinit în această viață sunt șansele. Șanse sunt la tot pasul, în fiecare secundă, în fiecare minut. Dar dacă voi insistați să rămâneți în această atitudine negativistă, bineînțeles că șansele o să treacă pe lângă voi. Luați modelul unui berbec, profitați de susținerea unui berbec, faceți-vă planul de viitor, faceți planul de acțiune, pentru că viitorul este foarte strălucit pentru Tauri. Următorii 20 de ani poate să vă aducă cariera pe care ați visat-o mai mult decât vă puteți imagina la momentul actual. Dar la fel de bine, dacă alegeți să nu faceți nimic și să rămâneți în acest ciclu negativ, puteți la fel de bine să pierdeți tot acest potențial. Alegerea este a voastră. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru Tauri toată această energie. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați un mare like la acest video. Apreciez foarte mult toată susținerea voastră și acum hai să trecem mai departe. Pentru nativii din Gemeni, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Gemeni, pentru voi a ieșit Justiția, cartea care reprezintă în tarot Zodia Balanței. Mare atenție pentru acei gemeni care aveți și anumite aspecte planetare importante în balanță sau în berbec, sau pentru aceia care aveți anumite legături cu berbecii sau balanțele. Pentru gemeni, Soarele și Mercur intră începând cu ziua de luni în casa 8 astrologică, pe sectorul transformării, al contopirii, al resurselor comune ale unui geaman și a partenerului său de viață sau de afaceri, pe sectorul finanțelor, a creditelor, a taxelor și impozitelor, a moștenirilor, dar și a lucrurilor care țin de intimitatea gemenilor, de lucrurile tabu care nu se discută de față cu străini. Aici gemenii o să trebuiască să pună în balanță ce aduc ei la masă versus ce aduce partenerul în această relație, că e partener de viață, că e partener de afaceri. La acest final de an trebuie să trageți linie și să analizați. Merită să continuați în acest parteneriat? Este un parteneriat echitabil sau nu? Dacă nu, lucrurile trebuie rediscutate, renegociate. Este foarte important să intrați în această decadă cu încredere și cu echitate. Marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă pentru gemeni în casa 9 astrologică și o să aducă în următorii 20 de ani foarte multe oportunități din străinătate pentru gemeni. Oportunități de călătorii în străinătate, de a învăța în străinătate, de a-și regândi sistemul de valori, de etică, de morală. Poate o parte dintre gemeni o să fie foarte atrași de o religie din străinătate, de un sistem filozofic din străinătate. Tot ce este internațional, intercultural, o să fie de foarte, foarte mare importanță pentru gemeni în următorii 20 de ani și o să fie marea lor sursă de noroc și de protecție.
Condiția este, bineînțeles, să respecte legile dacă pleacă în altă țară, să respecte cu strictețe legile și obiceiurile din țara respectivă, pentru că altfel Saturn vă va taxa și vă va taxa în stil mare. Nu doar că nu o să vă dea cadourile pe care Jupiter vi le pregătește, dar o să vă și ia ceva dacă nu respectați legile. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru gemeni. Avem aici treiul de săbi. O parte dintre gemeni sunt triști, suferă o decepție amoroasă, posibil. Dacă v-a supărat cineva din zodia berbec sau din zodia balanță, acum este momentul să luați o atitudine echilibrată, calmă și să discutați aceste lucruri. Pentru că Mercur, planeta comunicării, se află la voi în sectorul transformării. Prin urmare, este la îndemâna voastră să transformați aceste trei săbi, această durere, această tristețe, în reversul medaliei, în trei cupe, dacă e vorba de o relație de dragoste, în trei bâte, dacă e vorba de o pasiune de-a voastră, în trei monede, dacă e vorba de o relație la locul de muncă, de o colaborare în domeniul parteneriatelor de afaceri. Puteți să transformați această carte dacă vreți. Aveți foarte multă susținere în această săptămână, în luna următoare și în următorii 20 de ani. Fiți foarte atenți la semnele pe care vi le oferă Universul, la semnele de protecție și de susținere pe care vi le dă și nu ratați aceste șanse. Dacă v-a plăcut această interpretare, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și nu uitați să dați pe butonul de like. Toată susținerea voastră mă bucură foarte mult, o apreciez foarte mult și acum hai să trecem mai departe. Pentru nativii din zodia RAC, cei care aveți ascendentul sau luna natală în RAC. Wow, pentru voi a apărut 10-le de monede, o carte foarte stabilă care arată începerea unei dinastii în viața voastră. Puneți bazele unui lucru foarte solid, foarte durabil, de viitor. Parte dintre raci s-ar putea să se căsătorească, să pune bazele unei familii, altă parte dintre raci posibil să înceapă o afacere care va fi foarte longevivă de viitor. Pentru raci, soarele și Mercur intră în casa a șaptea a parteneriatelor. Prin urmare, orice nou început, în orice parteneriat care se finalizează printr-un contract legal, da? Că e parteneriat de afaceri și trebuie să faceți un contract, înființați o firmă sau intrați într-un parteneriat cu cineva, că e un parteneriat în dragoste care se va finaliza printr-o căsătorie, da? Și aceea se finalizează printr-un contract. Sunt foarte bine aspectate. Faceți demersurile pentru aceste noi începuturi în această lună, atâta timp cât Soarele și Mercur vă tranzitează această casă a parteneriatelor și veți pune bazele unei relații sau unei afaceri extrem de solide. Dacă e o relație, va fi o relație care o să dureze până la adânci bătrâneți, o să faceți o familie cu această persoană, o să fiți împreună tot restul vieții cu această persoană. Dacă e vorba de o afacere, o să fie o afacere pe care puteți să o dați moștenire copiilor și nepoților. Va fi ceva foarte stabil. Pentru voi, marea conjuncție Saturn-Jupiter se întâmplă în casa 8-a a transformării, a contopirii dintre resursele voastre și resursele partenerilor, a finanțelor comune, a creditelor, a taxelor, a impozitelor, unele posibile moșteniri și toate acele lucruri care țin de intimitatea racilor, de viața voastră privată care nu se discută public. O să aveți 20 de ani în care toate aceste aspecte o să fie foarte favorizate, foarte norocoase, o să vă aducă mare, mare noroc. Dacă începeți o afacere și e nevoie să luați un credit, să nu vă fie frică de acest lucru. Da, e important să fiți chibzuiți, să fiți cumpătați în direcția asta, să respectați toate cerințele legale, să respectați contractul literă cu literă, punct și virgulă, tot. Dar să nu vă fie frică de aceste aspecte contractuale, pentru că în ultimă instanță o să vă aducă foarte, foarte multă stabilitate. Dacă vă căsătoriți, o să aveți foarte multă stabilitate din prisma partenerului. O să aveți un partener sau o parteneră care o să vă susțină foarte mult și financiar, printre altele. O să aveți 20 de ani plini de împlinire pe acest sector al parteneriatelor și al contopirii cu partenerul de viață. Hai să scoatem și o carte de clarificare.
Da, avem aici șaptele de monede. Tot ce v-am spus până acum o să se întâmple, dar nu o să se întâmple așa peste noapte, o să dureze. Aici sunt niște semințe pe care voi acum de-abia începeți să le plantați și o să dureze până când această plantă o să crească și o să înceapă să dea rod. Dar aveți la dispoziție 20 de ani să așteptați ca această plantă să dea rod. Doar pentru că lucrurile nu se întâmplă așa instant, azi, mâine, poi mâine, să nu vă fie frică că ele o să se întâmple. Toate aceste binecuvântări, toate aceste aspecte norocoase o să vină în viața voastră. Profitați de ele, urmăriți semnele și beneficiați de aceste oportunități. Dacă v-a plăcut această interpretare, nu uitați să dați un mare like la acest video, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi acest mesaj și hai să trecem mai departe. Pentru nativii din Leu, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Leu, pentru voi a ieșit zecele de săbii. Leii o să aibă parte de un final tragic într-un domeniu de viață în această săptămână. O parte dintre lei s-ar putea să se simtă trădați, ca și cum le-a fost furat ceva sau le-a fost luat ceva, ceva ce li se cuvenea. Pentru lei, Soarele și Mercur intră pe casa a șasea, a dușmanilor pe față, da? Printre altele, casa a șasea semnifică și dușmanii pe care îi au leii. Și e posibil ca aceste persoane care vă vorbesc sau vă bârfesc, vă doresc rău într-un domeniu sau altul, să înceapă să fie mai vocali, mai prezenți în următoarea lună. Da, e un lucru trist, dar în același timp e un lucru bun pentru că după această lună, după această săptămână, veți ști clar cine e de partea voastră, pe cine vă puteți baza și cine sunt prietenii falși care nu au ce căuta în viața voastră. Pentru lei, marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă pe casa a șaptea a parteneriatelor de orice fel, orice parteneriat care se termină într-un contract, că e un parteneriat de muncă, de afaceri sau că e o căsătorie, da? Un parteneriat de dragoste. Toate aceste lucruri vor fi intens aspectate în următorii 20 de ani. Și pe acest sector de viață, lei o să aibă parte de foarte mult noroc, de foarte multe lucruri bune care o să le vină prin intermediul partenerilor. Prin urmare, profitați de această săptămână în care zecele de săbii o să vă arate exact cine nu mai are ce să caute în viața voastră, eliminați acești oameni, renunțați la acești prieteni falși, astfel încât în următorii 20 de ani să puteți beneficia la maxim doar de acele parteneriate care într-adevăr sunt de partea voastră, sunt benefice pentru voi și o să vă ajute în creșterea voastră în această viață. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru lei. Pentru voi a ieșit forța, puterea, cartea care vă definește prin excelență. E foarte important să nu fiți triști în această săptămână, când o să aflați toate aceste lucruri negative de niște oameni de la care nu v-ați fi așteptat. Pentru că, în ultimă instanță, aceste revelații vor fi pentru binele vostru. Vă vor face mai puternici, pentru că o să vă arate exact unde ați fost slabi în trecut, unde n-ați putut să detectați oamenii falși în trecut și în viitor nu o să mai repetați această greșeală. O energie foarte frumoasă pentru lei. Dacă o să aflați că un partener v-a tras în piept, da? Fie că nu o să vă plătească cât v-a promis sau că a făcut ceva mișmașuri, ceva ilegalități în afaceri, renunțați la acea colaborare. Faceți curățenie în cercul vostru de prieteni și de colaboratori, pentru că viitorul vostru în următorii 20 de ani este atât de luminos, atât de frumos, plin de succese, încât acești oameni nu au ce să caute în viața voastră. N-are rost să-i cărați după voi, pentru că vor fi ca niște pietre în bagaj. Îi cărați degeaba pentru că oricum ei nu sunt capabili să se bucure de succesul vostru și să vă aprecieze. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru lei. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Eu chiar apreciez foarte mult toată susținerea voastră. Și acum hai să trecem mai departe. Pentru nativii din Fecioară, cei care aveți Zodia, Luna, Ascendentul sau o aglomerare de planete în Fecioară, pentru voi a apărut aici cinciul de cupe. Haos sentimental pentru Fecioare. Fecioarele sunt în general o zodie destul de stabilă, fiind o zodie de pământ
și în această săptămână emoțiile și sentimentele efectiv vă copleșesc și parcă nici nu mai știți ce să faceți cu acestea. Nu e cazul să vă panicați, e doar o energie temporară de moment, pentru că soarele împreună cu Mercur intră în casa a cincea pentru Fecioare, care guvernează tot ce ține de creativitate, romantism, bucurie, fericire, flirt, relații amoroase, aventuri, relația cu copiii, relația cu fertilitatea, modul în care vă exprimați prin artă și creativitatea voastră. Și e posibil că aici anumite blocaje sau anumite elemente la care nu v-ați așteptat în mod normal să vă dea peste cap, să vă facă să simțiți lucruri pe care n-ați știut că le puteți simți. E doar o energie trecătoare, de moment. Pentru voi este important să vă canalizați toată energia pe casa 6 astrologică, unde se întâmplă marea conjuncție Jupiter-Saturn, care în următorii 20 de ani vă aduc foarte multe posibilități pozitive de dezvoltare în muncă, dar și pe domeniul sănătății. Fecioarele o să aibă ocazia în următorii 20 de ani să-și reinventeze rutina de la job, starea de sănătate, ce fac astfel încât să își asigure o stare de sănătate mai bună, o să devină mai critici, mai analitici și o parte dintre voi s-ar putea să vă luați animale de companie. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru Fecioare. Avem aici încă o carte negativă pentru această săptămână, Nouăle de Săbi. Parte dintre Fecioare suferă, s-ar putea să sufere de izolare, de faptul că nu poate să petreacă sărbătorile cu familia, cu oamenii dragi. E foarte important să știți că aceasta este doar o energie temporară. Odată cu intrarea în 2021, energia se va schimba. Nu o să mai trecem printr-un an ca 2020 în curând. Din fericire, a fost doar un an de cumpănă, un an de test în care trebuie să demonstrăm ce lecții am învățat cu toții. Fecioarele poate să beneficieze de sprijin sau de empatie de la o persoană din zodia Taur în această săptămână. Taurii s-ar putea să înțeleagă mai bine decât alte zodii prin ce treceți și să vă poată ajuta cu o vorbă bună, cu un sfat bun. E doar o energie temporară și ca să eliminați acest blocaj mental pe care îl arată aici Nouăle de Săbi, este foarte important să vă faceți o analiză emoțională, să nu vă reprimați emoțiile, pentru că atunci blocajul acesta de la Nouăle de Săbi doar se va exacerba, va fi tot mai rău, mai rău. Faceți-vă o autoanaliză emoțională, încercați să găsiți sursa acestor emoții și nu vă lăsați controlate de aceste stări emoționale, pentru că sunt doar niște stări de moment. Aveți foarte mult potențial pozitiv. Încercați să petreceți timp cu animalele de companie, cu copiii, dacă îi aveți. Dacă nu, încercați să găsiți niște proiecte artistice, niște proiecte creative care să vă ocupe timpul și mintea, să nu vă rămâneți blocați în acest ciclu de gânduri negative. Puteți să faceți lucruri prin casă, nu știu, să faceți prăjituri, să decorați bradul, să faceți niște ornamente manuale. Găsiți tot felul de activități care să vă aducă mai mult în spiritul sărbătorilor și să vă scoată din acest potențial de energie negativă, pentru că aveți foarte multe binecuvântări în spate, vin foarte multe lucruri pozitive pentru Fecioare în 2021. Și chiar dacă 2020 a fost un an foarte greu, asta nu înseamnă că trebuie să îl încheiem într-un mod negativ. Tot ce pot să vă spun este că de la anul o să fie mai bine. Sper să vă ajute asta, cum să fie așa un mesaj de încurajare. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați un mare like la acest video. Apreciez foarte mult toată susținerea voastră și acum hai să trecem mai departe. Pentru nativii din balanță, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în balanță. Wow, pentru voi a apărut 4 de bâte, o carte de foarte multă stabilitate, pasiune, creativitate și împlinire în toate planurile. Nici nu e de mirare, pentru că Soarele și Mercur intră pentru balanțe în casa a patra, în domeniul de casă, familie,
relația cu mama, rădăcinile spirituale și fizice ale balanțelor, dar și modul în care balanțele au grijă de ele însăși. Pentru voi urmează o lună întreagă plină de stabilitate și de fericire care vine din viața voastră de familie, din mediul de acasă. Marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă într-un domeniu foarte frumos pentru balanțe, pe domeniul de creativitate și romantism. În următorii 20 de ani, balanțele o să aibă foarte multă bucurie din partea copiilor. Cei care nu aveți încă copii, aveți șanse foarte mari să îi aveți în următorii 20 de ani. Cei care sunteți singuri, vă așteaptă o perioadă de foarte mult flirt, relații amoroase, aventuri, foarte multă dragoste în viitorul vostru. Cei care încă nu ați găsit o modalitate de a vă exprima artistic, acum este momentul să vă căutați un talent, un hobby. Chiar dacă nu o să fiți niciodată un Picasso sau un Mozart, asta nu înseamnă că nu e benefic pentru voi să pictați, să cântați, să dedicați timp unui domeniu creativ care o să vă aducă împlinire complementară cu celelalte realizări din viața voastră. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru balanțe. Foarte mult succes care vine către voi, o să vă bucurați de rezultatele unei munci, a unui efort depus în trecut. Pentru o parte dintre balanțe se întoarce cineva din străinătate. Și pentru o parte din balanțe, în următorii 20 de ani, s-ar putea ca voi să fiți cei care să vă căutați norocul în străinătate. Foarte multă energie de foc, foarte multă pasiune în viața balanțelor. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Eu apreciez foarte mult toate mesajele voastre de încurajare și toată susținerea voastră. Și acum, hai să trecem mai departe. Pentru scorpioni, pentru nativii din scorpion, cei care aveți luna natală, ascendentul sau aglomerare de planete în scorpion, pentru voi a apărut o carte foarte frumoasă aici, 10-le de cupe, împlinire în dragoste alături de familie, o foarte mare bucurie sentimentală, emoțională în sânul familiei. Pentru scorpioni, Soarele și Mercur intră în casa a treia pe sectorul de comunicare, de comunitate. O să aveți mult mai multă activitate în ceea ce privește călătoriile scurte, comunicarea cu colegii de serviciu, cu frați, surori, vecini, cu oamenii care vă înconjoară zi de zi. Și toate aceste lucruri o să vă aducă și multă împlinire. Pentru voi, marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă pe sectorul casei a patra, care vorbește despre rădăcinile voastre, despre casa voastră și familia voastră. O parte dintre scorpioni o să-și întemeieze o familie sau o să-și cumpere o casă în următorii 20 de ani. Toate activitățile care scorpionii o să le întreprindă în această direcție, de casă, familie, rădăcini spirituale, emoționale și fizice, relația cu mama, o să le aducă foarte, foarte multă împlinire, foarte mult noroc. Dacă vă gândiți să cumpărați o casă, o să fie o locuință norocoasă pentru voi. Parte dintre scorpioni s-ar putea să achiziționeze mai multe case în următorii 20 de ani, să devină dezvoltatori imobiliari, investitori în imobiliare. Oricum e o investiție foarte bună, o investiție de viitor care o să fie foarte stabilă pentru voi și o să vă aducă și stabilitate emoțională, faptul că știți că aveți toată partea asta rezolvată. Ca și clarificare pentru scorpioni, cavalerul de bâte. Scorpionii nu doar că o să aibă împlinire sentimentală, emoțională, o să aibă parte și de foarte, foarte multă pasiune în viața lor. Că această pasiune vine intrinsec din scorpion în sine, pentru că în sfârșit se ocupă de anumite lucruri, de anumite domenii, de anumite proiecte care îl pasionează și îl fac fericit și entuziast în această direcție, sau că vine din partea unui partener care este foarte pasional, foarte focos, foarte dornic să înceapă această relație de lungă durată, să întemeieze această familie cu voi, indiferent, aici sunt relații, activități, acțiuni care îi fac extrem de fericiți pe scorpion, le aduc o foarte mare împlinire sufletească, emoțională, în toate planurile de existență. Profitați de toată această energie, profitați de toate binecuvântările care o să vină asupra voastră în următorii 20 de ani.
o interpretare foarte frumoasă pentru Scorpion. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi acest mesaj. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Eu apreciez foarte mult toate comentariile voastre și toată susținerea voastră. Și acum hai să mergem mai departe la cei care până acum erau cei din tâi, nu cei din urmă. Pentru nativii din Săgetător, cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de planete în Săgetător. Pentru voi a ieșit treiul de săbi. Săgetătorii, ca și gemenii de altfel, au aici o decepție. Se întâmplă ceva care vă deranjează. Vă provoacă durere, ați fost dezamăgiți de o anumită situație. Pentru săgetători, Soarele și Mercur intră pe casa a doua astrologică, a banilor câștigați din muncă proprie, a lucrurilor pe care săgetătorii le dețin fizic, dar și a relației lor cu mâncarea, cu alimentația. Mare atenție pe acest domeniu, nu exagerați, mai ales în această perioadă de sărbători, atenție să nu exagerați cu mâncarea, cu băutura, nu este momentul ideal ca să ajungeți la urgențe. Oricum, nici când nu e momentul ideal să ajungeți la urgențe, cu atât mai puțin în această perioadă, în acest an. Pentru voi, marea conjuncție Jupiter-Saturn se întâmplă pe casa a treia a comunicării, a comunității din care faceți parte. În următorii 20 de ani, săgetătorii o să-și schimbe modul de gândire, modul de comunicare, s-ar putea să își schimbe colegii, vecinii, să își modifice relația pe care o au cu frații și surorile, și să facă mult mai multe călătorii scurte. E posibil ca o parte dintre săgetători să obțină un nou loc de muncă care să-i oblige la o navetă mai lungă decât erau obișnuiți până în prezent. În orice caz, toate aceste modificări, toate aceste schimbări, toate aceste noi începuturi o să vă aducă foarte multă împlinire, foarte, foarte mult noroc. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru acest trei de săbi. Se pare că săgetătorii săptămâna aceasta sunt dezamăgiți de o colaborare, de ceva ce s-a întâmplat la locul de muncă, pentru că avem aici treiul de monede. O parte dintre săgetători o să simtă că au depus mai mult efort decât ceilalți membri din echipă sau că contribuția lor nu a fost recunoscută cum s-ar fi așteptat ei. Partea pozitivă, ca și la gemeni, este că e în mâinile voastre să schimbați aceste trei săbi. Norocul de acum înainte va fi de partea voastră pentru următorii 20 de ani. Voi hotărâți ce vreți să faceți cu aceste trei săbi. Le lăsați să vă macine, să vă mănânce sau vreți să le transformați. Aveți această putere, aveți această forță, trebuie doar să vă folosiți de tot acest potențial pozitiv, de toată această susținere din partea Universului. O energie foarte interesantă și pentru săgetători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi toată această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Eu apreciez foarte, foarte mult toată susținerea voastră. Înainte să încheiem acest video, vreau să scot și un card din aceste carduri, Puterea Gândului. Hai să punem deoparte. Să vedem un mesaj de încurajare pentru toate zodiile, pentru următoarea săptămână, pentru următoarea lună și pentru următoarele două decenii. Pe toți ne așteaptă lucruri foarte frumoase, un potențial minunat din partea Universului. Bineînțeles, trebuie să contribuim și noi la co-crearea acestui potențial minunat, imens, pentru că avem liberul arbitru și, la urma urmei, fiecare luăm decizii individuale pentru viața pe care vrem să o avem. Hai să vedem acest card care a vrut să sară. Pe măsură ce eu spun da vieții, viața îmi spune da. Un mesaj extrem de jupiterian. Viața îmi oglindește fiecare gând. Pentru că mențin gânduri pozitive, viața îmi aduce numai experiențe pozitive. Exact ceea ce vă spun de două luni încoace. Este foarte, foarte, foarte important să ne controlăm gândurile. Pentru că gândurile noastre ne creează realitatea. Și o să vă dau aici un exemplu foarte simplu. Hai să spunem că afară plouă. Atitudinea ta față de acest element obiectiv pe care nu poți să-l influențezi,
poate să fie una negativă, oh, iar plouă, iar trebuie să-mi iau umbrela, iar o să mi se înfoaie tot părul, o să mi se ude papucii și așa mai departe. Sau poți să ai o atitudine cum are un copil. Yay, plouă! O să iasă toți melcii pe stradă, putem să mergem să ne jucăm, să sărim în toate bălțile, să ne distrăm și poate după ploaie o să iasă șuncuri cu beu, că așa se întâmplă de obicei. Da? Elementul obiectiv, realitatea obiectivă este aceeași, afară plouă. Atitudinea ta față de această realitate obiectivă poate să fie la oricare dintre cele două extreme ale spectrului. Poți să fii extrem de negativist și prin urmare să-ți creezi o realitate negativă în care o să atragi către tine tot mai multe elemente negative, sau poate să fii extrem de pozitiv și să vezi în această ploaie doar potențialul unui curcubeu și atunci să atragi în viața ta lucruri mai pozitive. Alegerea este a ta, dar mare atenție! Aceste gânduri, pozitive sau negative, ele se desfășoară constant în mintea ta. În fiecare secundă, din fiecare minut, din fiecare oră, din fiecare zi, există non-stop un dialog intern care are loc în mintea ta, în interiorul tău. Și acest dialog este cel care îți creează realitatea obiectivă. În momentul în care reușești să controlezi acest dialog și să-l canalizezi în direcția pe care tu ți-o dorești, o să se schimbe și realitatea din jurul tău, inevitabil, garantat 100%. Profitați de această energie, profitați de acest mesaj, pentru că acum avem o conjuncție Jupiter-Saturn, o conjuncție care se întâmplă odată la 20 de ani și care de data aceasta se întâmplă în semnul Vărsătorului, care guvernează umanitatea. Avem șansa să schimbăm toată lumea în mai bine pentru toți cetățenii acestei planete. Decizia este în mâinile noastre, ce o să facem cu această energie. Și cu asta vă las, vă doresc sărbători fericite, un Crăciun minunat alături de cei dragi, ne vedem cu etalările zilnice și e posibil ca de Crăciun să vă pregătesc câteva videouri speciale, cadou pentru voi. Încă e surpriză, nu vă dau mai multe detalii. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Până data viitoare, pa, pa!